Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vorbesc despre Flappy Bird, cel mai enervant joc probabil din istoria jocurilor. Am citit foarte mult pe forumuri și am văzut o grămadă de poze pe Facebook cum au reușit foarte multe persoane să-și spargă telefonul din cauza acestui joc. După certurile cu creatorul Flappy Bird și cu drepturile de autor de la Mario, pentru că seamănă destul de mult cu Mario acest Flappy Bird, jocul a fost retras din Google Play și din App Store. Eu astăzi am să vă arăt cum se instalează pe toate terminalele cu iOS Flappy Bird, care a fost retras din App Store. Da? Pentru început am să-l deschid. Să vedeți că funcționează. Da, eu chiar nu mă pricep la acest joc și nici nu mă chinui să mă joc, pentru că probabil că o să mă ieși pe mine toți tracii. Ok, haideți să vă arăt cum se instalează. Pentru început am să șterg aplicația. Da, vedeți că nu o mai am deloc. Și acum haideți să vă arăt și cum facem această instalare. În cazul în care reușiți să vă spargeți telefonul sau să-i faceți ceva neortodox, puteți să ne trimiteți câteva poze pe e-mail. Ok. Pentru început, intrați pe website-ul 25pp.com. Aici veți găsi cam toate aplicațiile cu plată sau toate aplicațiile care au fost retrase din App Store și pe care puteți să le instalați în mod gratuit. În urmă cu ceva timp, eu am mai realizat un tutorial video despre cum se instalează tot felul de aplicații în mod gratuit pe terminalele cu iOS. Da? Și am să vă și arăt acest tutorial. Îl găsiți în secțiunea telefoane, iPhone, da? Instalează gratuit orice aplicație cu plată din App Store pe iPhone. Ok. După ce descărcați aplicația de pe 25pp.com, o vom deschide. Totul este puțin cam în chineză, însă vedeți bara de search din partea dreaptă. Creăm un Flappy Bird. Da? Flappy Bird, pardon. Să nu instalăm alt joc. Da? Vedeți aici primul joc. Am dat click pe el. Dăm click pe butonul verde din partea dreaptă. Primul buton ar veni de la Yes. Vedeți aici în partea stânga și început deja descărcarea. Am să vă arăt pe telefon faptul că nu mai avem instalat Flappy Bird. Ok, s-a descărcat. Mergem. La Flappy Bird. Numai puțin să scot telefonul și să-l introduc. Da, acum aș sincronizează toate aplicațiile pe care trebuia să le instaleze sau pe care le avem instalate. Și ar trebui să apară și Flappy Bird. La mine se întâmplă acest lucru pentru că am făcut o instalare înainte și normal trebuia să-i dau un delete direct din managerul acesta de aplicații ca să meargă mai ușor. Ok, așteptăm acum să termine. Ok, vedeți că
După toată sincronizarea, s-a instalat și aplicația. În cazul în care întâmpinați probleme sau se blochează, dați un restart la calculator, asta am făcut și eu, pentru că, din câte am observat, această aplicație 25PP se folosește de iTunes pentru a face toate aceste transferuri și s-a blocat aplicația iTunes. Ok, acum haideți să deschid din nou această aplicație iTools, cu ajutorul căruia am reușit să vă prezint ce am pe desktopul telefonului meu și vedeți că Flappy Birds a apărut din nou. Am să-l și pornesc. Să vedeți că funcționează. Ghinion. Vă las și pe voi să vă jucați. În cazul în care o să faceți ceva la telefon, v-am spus, aștept pozele voastre în secțiunea de comentarii. În cazul în care aveți alte întrebări, comentarii despre iPhone, nu ezitați să ne scrieți în secțiunea comentarii, iar noi vom reveni în cel mai scurt timp cu un tutorial video pe acea temă. La revedere și aveți grijă de telefoanele voastre!